După așa captură trebuie să prezentăm și montura care m-a făcut fericit aseară. O montură extraordinar de eficientă. Cred că secretul ei stă în cârligul folosit. E vorba de modelul anti-eject de la PB. Îl găsiți, bineînțeles, la Claumar Pescar. Eu încep rapid prin a introduce un varniș de ghidaj de care vom avea nevoie. Apoi ne va trebui și un stopper pe fir. Facem frumos o buclă, două boabe flotante. Apoi venim cu aceste stopere despre care v-am povestit. Eu am avut pe montura câștigătoare culoarea portocaliu aprins așa. Cârligul îl vom introduce cu vârful prin varnișul de ghidaj. Varnișul de ghidaj se aduce până în dreptul vârfului cârligului, deci trebuie să treacă de el. Matisăm invers față de zona în care se termină ochetul. Rigul a fost undeva la 10-12 cm. Cam așa trebuie să stea rigul nostru pe substrat. Asta trebuie să țintim. Dacă avem nevoie să echilibrăm, o vom face.